Bună dimineața, dragi, vă spun că este întrebarea profană din nou, suntem împreună, Mărica, bine ai venit, adică bine ai venit la lecție, da? Și, dragilor, trebuie să vă spun, vreau rugăm, Mărica, hai să vorbim și în engleză. Deci zicem, bună dimineața și bine ați venit la întâlnirea cu profană. Nu știu cum se zice profană. Profană e așa, în românește. Bună dimineața. Morning, everyone. Bună dimineața și bine ați venit! Și bine ați venit! Cât poți asta? Bine, ne-am întâlnit, m-am întâlnit cu Bobu. Welcome everybody to another lesson of Bobu. Excelent, așa. Astăzi vom face una dintre cele mai frumoase lecții. Zi și tu după mine. Astăzi vom face în engleză. Today we're going to be writing a really beautiful problem. Da. Tema. Așa. Am avut temă de făcut pentru acasă. Zi. Am avut temă în engleză. I had homework to do at home from Bubu and I did it. Extraordinar. Și Măriuca le-a făcut pe toate tema, să le arătăm prietenilor noștri, da? Deci am făcut cu foarte multă atenție tema pentru a doua zi. Da? Zi. Am făcut tema pentru astăzi. I made this homework for today. Excelent. Acum, Măriuca, numerele sunt de două categorii. Spune, numerele sunt de două categorii, de două tipuri. Numerele, cifrele, sunt de două tipuri. Cu plus și cu minus. Da? The numbers are in two types of locations. One is with plus and the other one is with minus. Oh, excelent! Adică plus 3 și zic plus 3 și tot după mine engleză. Plus 3 and minus 3. Minus 3. Da? E diferit complet. Da? Sunt diferite aceste două numere. Deci plus 3 și minus 3. Ei, atunci când nu punem plus, spune, când nu punem plus, when we don't put on plus, cum ar fi 7 așa, like, for example, like the 7, el se înțelege că e cu plus. Se spune că este cu plus. Se spune. He still is with the plus. Așa. N-are rost să mai pun pe plus în față. Da? Nu are rost să mai pun pe plus. Așa. Bun. Cât face 4 minus 3? 1. 1. Spune-ne, 4 minus 3. 4 minus 3 equals 1. Așa. Eu pot să scriu și plus 4. Da? Minus 3. Plus 4, minus 3. E tot același lucru, spune. Plus 4, minus 3 este același lucru. Plus 4, minus 3 is still 1. There's no difference. Perfect. Ia să vedem. 3 plus 4. Cât cu cine este egal? 3 plus 4 equals 7. Excelent. Foarte bine. 3 plus 4 face 7. Dar 4 plus 3. 4 plus 3 cu cine este egal? 4 plus 3 equals with 7. It's still the exact same thing. Le putem schimba locurile. We can with a two numbers with plus we can switch them, but we cannot do it with minus. Exact. Dar cu minus. Dar cu minus se poate? Asta vreau să arăt acum. Nu se poate. Păi îl schimb cu totul. Cu tot. Uite, pe minus 3 îl pun în față și plus 4 după aceea. Surpriza mare. Este același lucru. Minus, doar că este acum minus. Păi da, când face minus 3 plus 4, cât face? Ca și înainte. Dar am schimbat. E puternic 4. E puternic 4 și puternic. Minus 3 plus 4 plus? Da, da, că e
cu plus și l-am schimbat. Ah, cu totul, cu totul se poate schimba. Sigur că da. Minus 3 plus 4. Egal cu? Minus 3 plus 4 equals 1. Bun. Ca și înainte. Surpriza mare. Se pot schimba, dar cu tot cu semn. Spuneți. Surpriza mare. Big surprise. Se pot schimba și la scădere, dar cu tot cu semn. You can switch the numbers also when it's minus. Cu tot cu semnul lor. With the symbols, plus and minus. Dacă ăsta era cu minus, îl pun în primul loc cu minusul său. Da? Asta e șmecheria mare. Spune, asta e cea mai bună șmecherie, amor. Cea mai surpriza mare. Asta e surpriza cea mare. Că se poate This schimba. Is the big surprise that you can switch them when it's minus. Lots of kids do not know about this. Asta e minunea minunilor. Cel mai mare lucru. Învățătorul spune că nu se poate. Spune. Da? Învățătorii spun că nu se poate. Dar Bubu spune că da. Well, lots of teachers say that minus 3 plus 4 equals nothing. But really, it's 1. But Bubu... Spune că se poate. Nu-i nimic, nu-i nimic. Mă înțeles sincer, spune. Că se poate dacă schimbăm cu tot cosenul 2. Da? Unoară. Cât face 7 minus 4? Cât cu 7 minus 4 este egal. Eu pot să pun plus ca și mai și plus. 7 minus 4 egal cu 3, care este egal cu minus 4 plus 7. Mi-am schimbat. Deci se spun de desubt mai bine. Minus 4 plus 7. Este același lucru. Este același lucru. Superbă chestia. Este minunat. Așadar, la scădere, dacă suntem șmecheri și schimbăm cu tot cu semnul lor, cu ăsta de pe locul 2 cu semnul lui, e corect. E corect. Deci, să putem schimba locurile, spuneți, putem schimba locurile. We can switch up the places. Putem schimba locurile dacă le luăm cu tot cu semnul. But only if we grab the numbers with together with the symbols. Și deja șmecheria. Asta știi, șmecheria. Asta ai învățat-o și acum ai învățat pe prietenii noștri din engleză. Cei care vor vedea lecția asta în engleză vor fi foarte bucuroși. Cea mai mare surpriză care o facem. Ia să vedem acum să facem următoarea operație. Uite, 1 minus 2 plus 3, minus 4, tu număra să scriu eu și tu urmă și minus 4, plus 5, minus 6, plus 7, minus 8, plus 9, minus 10. Este egal cu? 11. Nu știu ce face. Hai să, cum faci tu la operația asta? Ce ar trebui să iei? Să începi să faci prima operație, nu? 1 minus 2. Egal cu 1 minus. Nu se poate, nu? Doiul e mai mare, n-am de unde scădea. Sunt foarte trist. A, știu eu cum se face. Îi spune, Bubu este trist. Bubu is very sad, everyone. În ordine nu se poate face operația. Spune, în ordine nu se poate face operația. In the order of numbers, you cannot do a problem. Așa. Și atunci... Dar eu știu ceva. Spune, spune. Nu, lasă, tu mai vorbești, eu sunt cu scrisul, da? În engleză? Da, în engleză. But I have a solution. The solution is that we do... La cu plus. We do 3 minus 1. Foarte bine. It will still have the exact same... Așa. Apoi... Don't still be have the exact same... Da, i-a schimbat cu tot cu semn. Pe 3 l-am adus lângă 1 cu semnul său. Apoi pe 5 l-am adus tot așa lângă, în prim plan. Aici se trebuie să puteam. Pe 5 l-am adus. Pe cine s-a adus acum? 4. Deci pe plus, hai zi, plus 5. Plus 5, 5, da. Apoi plus? 7. Așa, tot engleză. 7. Așa, plus? 9. Da? Și pe cei toți care sunt cu minus la sfârșit? Adică?
two. Da. Apoi. Four. Da. Six. Da. Eight. Da. Ten. Asta era. Și este același lucru. Ne-am putut schimba după tehnica asta. Ne-am putut schimba între ei. Foarte tare. Cei cu plus i-am pus în prima parte și cei cu minus în partea a doua. Ei, ăștia, așa spune tare tu, a găsit Google șmecherie, s-a găsit o soluție, cum ai spus tu mai devreme. Ce? Am găsit o soluție și am adus. I found a solution to fix this math problem. Asta ai dat-o so, tu. So now you can do math problems in the order, but you have to switch them up a little. Like example of what we did here. Exact, foarte tare. Deci asta este exemplu. Cum poți fi adunați, cum poți fi așezați cu plus în partea asta și cu minus în partea cealaltă, da? Și acum, hai să facem adunarea asta. Hai să facem. 1 plus 3 equals 4. 4 plus 5 equals 9. 9 plus 7 equals 16. 16 plus 9 equals... Cât e rezultatul total aici? Hold up. 1 și cu 9. Păi nu că... Ai că șmecherii, faci șmecherii. 1 plus 9 equals 10. 3 plus 7 equals 10. 10 plus 10, 20. 25! Asta era! 25. Acum, hai să-i vedem și pe ăștia toți care sunt la un loc, de același fel. Well, 10 minus 2. Așa. 10 minus 2 equals 8. 12. What? Minus 12, că s-am un 2, de același tip, da. Minus 8 plus 4 equals, equals again, and 20. Exact! 20. Așa. Sorry, I'm not saying it, but... Acum ăștia doi adunați. Și mai este o minus 6. Tot asta se-ar face. Ooh. I mean 12. Sorry, guys. Așa. Here goes... 24. Acum, ce problemă mare are din asta? Cât faci de aici, la scăderea asta? Cine mai puternic? Ăsta, Nadin, e prea mult. Trebuia să mai pun un depozit aici. Deci dacă n-am fost atent, spune Bubu e nefericit, e trist. Bubu was super sad, he was not paying attention. Așa, mai trebuia să adaug ceva aici, mai pun un număr. No, I can fix that. Cu altă culoare punem, o altă culoare aici, mai punem pe cineva. Cât să pun eu aici? Cât de ar mai trebui ca să pun, ca să pot face scăderea asta? Cât ce depozite mai trebuie? Plus cât să mai spun aici? Mai adaug ceva. Cel puțin cât ar mi-ar trebui? Uite aici. Cât mi-ar trebui ca să poată să facă scăderea asta? 25? Cel puțin 5? Sigur că da. Cel puțin 5. De la 5 încolo. 5, 6, 7, 8, 9. At least 5, he said. Așa. Pune 8. Okay. Și 8-ul ăsta vine aici. No, you put 8 here. Da, se adună aici. 8-ul ăsta transfere. Și cât face aici? În loc de 25 va fi? Plus 8? Va fi... 3. 25.
scădem pe 30 și iată cât ne dă. Din 30 scădem pe 3, din 33 scădem pe 30 și obținem? 3. Iată rezultatul corect. Foarte important. Spune, cel mai important lucru că putem schimba cum vrem noi, dar cu tot cu seamă. The most important thing is that we can do this math problem, but only if we grab the numbers, switch them up with the symbol that's in the symbols that they're on in front. For example, 2. Minus is in front. Okay, maybe not 1 doesn't have a plus, but it's still called a plus number in this problem. Pune plus la 1! A, dacă pun plus la 1, stric jocul, stric egalul. N-am voie acum. Deci, tu ai spus așa, că ei sunt așezați aiurea și noi îi așezăm cum ne trebuie nouă, ca să fie cei cu plus într-o parte, asta vă spun. Și cei cu minus într-o parte. Spune chestia asta. Deci când sunt așa aiurea așezați... When they're like this, like, whatever, I don't care where I am. Așa. Alandala sau... Ai spus, da? Când sunt așa iurea aranjați, noi îi așezăm cei cu plus într-o parte. We will arrange them. The ones that have plus in front of them, you put them aside. And the ones that have minus, you put them on another side. Și după facem operația. And then you can do the math problem. First, plus all the numbers. Calculate them and then calculate all the minus numbers. Bun, excelent. Mai facem încă unul și tu ești foarte atentă și mă ajuți acum urgent. Deci este nemaipomenit, cea mai frumoasă lecție. Asta o să înțeleagă și englezii. Păi, Joana, sigur că da. Ana va fi foarte fericită când te aude pe tine cât de frumos vorbești în engleză. Foarte fericită. Și cum explici? Mie îmi place foarte tare cum explici tu. Eu nu înțeleg deloc ce spui tu, dar eu sper că spui lucruri interesante și corecte, da? Sorry, I'm only talking English. I don't talk Romanian now. Ia spune, Bubu nu știe engleză, dar el speră, merge pe mâna mea. Bubu does not know English at all, but he's using my help to tell you guys what he is saying. Dar la sigur că spun lucruri corecte. Spune, la sigur că spun lucruri corecte. What? Îl asigur pe el că spun lucrurile corect. But I'll make sure that he says all of these math problems and all these calculatable things with intention. Și iată pornim. Eu am să scriu și tu vorbești. Nu mai vorbesc românește eu. Tu spui. Ok. Eu ce scriu, tu spui. Ok. Bun. Nu scrie foarte bine. Deci nu... spune așa. Spun. 7 minus 8. 7 minus 8 plus 9 minus 10 minus plus 11 minus 20 12 plus 13 minus 14 plus 15 minus 16 plus 30. Plus 30. I don't know how to say it. Plus 30, da? 30. Așa. 30. Sorry, guys. Eu l-am pus în albastru să vedem de ce. Wow. Așa, e șmecher ăla. You acum, said you're not gonna talk. Acum spune ce fac. Eu nu știu ce să fac. Tu spui acum. În engleză. You don't understand. Nu vede să tai iurea. Do you even understand what I'm saying now? M-ai înjurat. No. Ce să spui, spui așa. Why would I... De ce tot să te înjur? Oops, I mean... Da, nu, eu neînțelegând de engleză, orice poți să spui tu, eu nu știu ce să spun.
Acum spune, e atunci pe cei toți cu plus la început. Ok, first we're going to do 7 plus 7. Put it aside if you're doing this on a book or something. Da. And then plus 9, for example, you can do other numbers. Then put plus 11. Așa. Plus 13. Așa. And plus 30. Așa. 30. Așa. Why are you doing it in a blue? Lasă așa pe ăsta, că e șmecherul. What? Acum. He said I'm gonna let it like this because it's super... important, șmecher. Super important for some reason. I don't know. Așa. Apoi. Zi, ce e cu minus? The ones with minus are 8. Așa. 8. The 10. Da. 20. 12. Da. Minus 14. Da. Minus 16. Excellent. Sorry, maybe I said hey! Hai, pe ăștia se adunăm. Cu șmecherii. Îi adunăm pe ăștia care am pus-o acolată cu șmecherii. 7. Nu, așa ar vrea. Asta și cu asta. What is this number? Așa. Ce numărul? 5. Ok. Deci 7 plus 15, ce spune în engleză? 7 plus 15 plus 15 8 goes 22. Așa. I cannot talk. Așa. Aici? 9 plus 13. Da, da. It equals one second guys. Exact așa. 22. Așa. 22. Așa. 9 plus 13 equals 22. Așa. Și-a rămas ăsta. Ăsta a rămas singur. Și-l pun de desubt. 22 plus 22 equals 44. Și acum să adunăm. 44 plus 11 equals 55. 55. Așa. 55! Așa e bine? Așa. Eu am înțeles mai greu. 55 ai spus deodată, da? Da. Perfect, perfect. Bun. Și cu 30, și cu 30, că avem și cu ăsta la urmă. Oh, yeah. What is this anyways? What's so important about him? Ok, 5. Așa. 80. Oh, sorry. Perfect. 55. Excellent. Plus 30. Plus 30. Sorry, da. If I'm not saying it right. Equals 85. Corect. Acum, aici, ne îndreptăm în partea celor cu minus. Deci ne uităm la ăștia cu minus. Now we're going to be talking about these minus ones. I mean, not talking about them. Writing a mathematical order about them. Okay. 8 plus 16 equals, I don't know what to say about it, equals, 24. Așa, dar cu minus, că-s minus toți. Yeah, minus 24.
Bon. Acum. Acum. Ceilalți doi. Orban. 10 minus. Oh, ok. 10 plus 14 equals 24. Excellent. The exact same thing. Minus. Totul. Minus 24. Sorry, guys. Și-a rămas ăsta, pe care îl pun de sub. Okay. Și de cât sunt toate în total so, astea? 4 plus 4 equals 8. We put 8. 8 plus 2 equals 10. Așa. And so, 3 plus 2 equals 5. 6. 6! Gata! Minus! Minus 6. If you don't know why I said 3, it's because from the 10 we grabbed the 1 and put it here. Sorry, I did not drop it. I mean, we put the 1 of the 10 here, so it's now 3. Uai, excelent. Excelent. Deci ai păstrat așa, ai spus că ai păstrat și unul l-ai pus aici, ai făcut 3 și cu 2, 5 cu 1, 6. Excelent. Minus 60. Ia să vedem cât face 85 minus 60. 85 minus 60. Nu, ca și 20, mă rămâne. 85 minus 6. Explică-ne încă o dată ce frumos egipțiu am făcut aici, spune. Dragilor, spune-ne. Everyone, you should do this at home. It's a very beautiful math problem that we did all this. And you can solve it very easily. It's not like you have to like write 100 stuff or anything. La început au fost tot felul de semne, cu plus și at first, there's like random numbers everywhere, like 20, la la la, not every kind of number, till 13, just thrown out. Și mai întâi am făcut ordine. And then we cleaned up the pile of minus, and then we cleaned up the pile of plus. Calculated the plus first. It goes with 85, and then we calculated the minus section, and it was equals 16. Correct. And equals 15. Foarte tare, foarte. 15 was hiding in this problem. Zizca, she's pretending to ask me down in problem asta. Așa, rezultatul acestei ieșințe este 15 care s-a ascundea la rezultat în calculul ăsta. Foarte important. Deci tu, Mărica, spune așa, prieteni dragi, ați asistat și ați urmărit un ieșițiu foarte bun. Și dacă vreți, vă mai fac încă unul ca să știți și voi să nu faceți dintr-una fără să respirați. Everyone, you should... Da. Mai facem un ieșițiu și vedeți voi cum este. Everyone, if you want us to do another math problem. Așa, ca să știți deodată. So you can know this in one spark. Așa. Deci să știți deodată cum se face asta. And one step and one spark. Așa, mai mare. Oh my god, it is so. Da, stai bine. Oh my. Is it everything else? Why are you splashing me?
De ce? Pentru că ești amul respirator. Așa. You're a vacuum! Usucă repede tablă, da? A. Ziceam. Minus 5 plus minus 7. 5 plus 7 I mean plus 6 minus 7 plus 8 minus 9 plus 10 minus minus 11 plus 12 minus 13 minus 14 plus 15 minus 16 plus 20 equals we're about to find out. Well, first let's okay. Plus 6. Excellent. Plus 6. Dar fiindcă nu mai are pe nimeni, poți să las așa. Că să mă înțelegi. It's plus, but we're not going to write it because we're too lazy to. Așa. 8. Așa. Plus. 8. 10. Da. 12. Da. 15. Aici am vrut să spun eu. Plus 14, minus 15. Plus 16, am plus 15. Aia, tu și acolo trebuie să fie minus. Nu, 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 îl lăsăm așa pe ăla. Îl lăsăm așa. Lasă-mă așa. Ok, plus 14. Da. Plus 16. Da. And plus 20. Și pe ăsta cu albastru, îl încadre, că ăsta e șmecher. I want it. Așa. Așa. Bun. Întrebarea rămâne dacă mai trebuia pus sau nu asta. O să vedem dacă mai trebuia pus sau nu. If we need it, we will, but if we don't need it, we won't. Da. It's going to be able to go anywhere. De aceea am pus semn de întrebare dacă mai era sau nu necesar și vedem de ce nu mai era necesar. Minus! Now, 5. Așa, cu cine? 5. Oh, yeah. 22? Sigur că da. Cred că asta e rostul, nu? 20. No, I said 22. Da? 6. Am greșit eu. 20. 22! Așa, te ceri cu mine. Corect. What a cheater. Cheater, cheater, pumpkin eater. A fost neatent eu. Bubu e neatent aici. Spune. Bubu is not... Bubu is not paying attention, guys. He's lazy. I-a rămas mintea acasă. His mind, I think it's at home, and his mind, and he doesn't, he did not bring his mind at home. Încă, I mean here. Încă doarme. I think his brain is still sleeping. Așa. He has deci 20 și bărie, spus bine. Acum, 8 plus 14. 22. Așa.